14. Bucle aurii și cei trei urși Au fost odată trei urși care treau fericiți într-o căsuță din pădure. Într-o dimineață, pentru un micul dejun, ursoaica a pregătit niște ovăz fiert în lapte. Umplu apoi câte un cason pentru fiecare, pentru urs, pentru ursulică și pentru ea. Dar cu mâncarea era încă fierbinte, ieșiră tu trei la o scurtă plimbare. În vremea asta, o fetiță pe care o chema Bucle Aurii, trecând prin preajmă, intră în căsuță și dădu cu ochii de castroanele pline cu ovăz și lapte. Dacă ar fi așteptat până s-ar fi întors urșii, cu siguranță ar fi invitat-o și pe ea la masă. Dar fetița, fără să mai stea pe gânduri, goli de îndată castronul cel mic. Apoi, vrut să se așeze pe un scaun ca să, ca să, se odihnească. Îl încercă pe cel al ursului, apoi pe cel al ursoaicei, dar al ursoiței, dar văzu că erau prea mari pentru statura ei. Până la urmă se așeză pe scaunul lui ursulică. Nici că se putea altul mai potrivit pentru ea. Se pare însă că fetița era cam grea, căci scaunul Trosc! Se rupse. Apoi, bucle aurii urcă la etaj unde încercă cele trei paturi de acolo. Iar cel care îi se potrivi cel mai bine se dovedea a fi tot cel al lui Ursulica. În asta vreme, cei trei urși se întoarseră din plimbarea lor și văzură că mâncase cineva toată fiertura din castronul cel mic. Apoi observară că scaunul lui Ursulică fusese rupt, iar când ajunseră în dormitor, dădură peste bucle aurii, adormită în patul lui Ursulică. Cei trei începură să mormăie, supărați pe oaspetele nepoftit. Numai că mormăierile lor o treziră pe fetiță și, firește, bucle aurii trase o speritură zdravă în la vederea familiei de urși. Sări din pat, alergă pe scări în jos, și o zbughi din căsuță. Iar de atunci, urși nici cum mai văzură vreodată pe fetița cea curioasă și neastâmpărată.